Bună ziua, numele meu este Radu. Am urma unui cursului efectual la Azimut. Am avut de pregătit un proiect. Am creat un website în care am ales tema unei firme care s-a specializat în decorațiuni interioare, exterioare și decorațiuni a unor case a viitorului. Aceasta este prima pagină, unde avem un mic intro, ce înseamnă Future House. După care avem trei mini-secțiuni în care avem un pic mai detaliat despre design interior, design exterior și design complet a unei case. Când selectăm să citim despre mai mult, ne duce automat pe pagina de portofoliu, unde putem vedea mai multe case, printre care The Ship, unde avem mai multe poze cu o mică descriere ce reprezintă. Dacă clientul dorește să vadă mai în detaliu, se poate selecta oricare din poze pentru a se putea mări. După ce avem pagina de servicii, aici avem o descriere despre cum ar putea ajuta această firmă pe viitorul client, cu o mică descriere și câteva detalii despre proiecte terminate de această companie. Aici avem niște case în diferite țări. Aici câteva despre designuri interioare și aici despre cum se poate firma oferă și ajutor pentru cumpărarea de pământ și după care terminarea unei case. După aceea avem pagina de About, unde vorbește despre firma Future House, unde puteți vedea câteva din persoanele care sunt în cadrul firmei, de exemplu Director of Design, cu un mic istoric, prezident, președintele companiei și directorul de construcții. După aceea avem pagina de contact, unde avem informațiile despre firmă, un formular de contact și un formular unde se poate lua legătura cu firma aceasta. În cadrul paginii portofoliu, pe lângă proiectele terminate deja de această firmă, mai avem câteva linkuri către proiecte care au fost făcute de această firmă, apart design interior în Dubai, unde explică ce s-a făcut. Acestea sunt niște materiale a viitorului, de exemplu. Acesta este un material special împotriva focului, protejează casele de mult mai ușor împotriva focului, cu o descriere. Și aici sunt câteva concepte, o idee a unui design de unui hotel cu detalii. În cadrul paginii contact, acest formular este legat la o bază de date. După cum puteți vedea, s-a folosit PHP pentru a lega pagina. Aceasta este pagina care face legătura între website și conectarea la server. Și aici apare momentul în care se inserează în pagină. Numele, e-mailul și mesajul automat vor fi inserate în baza de date, care ulterior compania poate să vadă mesaje, e-mail-uri, să se ia legătura cu clientul. Acest curs m-a ajutat foarte mult în ideea de a intra în aprofundare cu cunoștințele pe care eu deja le-am dobândit cu un curs anterior de front-end developer. În acest curs care l-am absolvit,
Pe lângă partea de front-end, de web design, am mai învățat și partea de back-end, legare baze de date, MySQL, Java, PHP. Și în același timp, în software tester, am considerat că este un curs foarte bun pentru pasionații de IT, pentru ca să poată să înțeleagă fiecare domeniu și ulterior să se poată îndrepta spre domeniul care li se pare mult mai atrăgător, partea de front-end, back-end sau software tester.